21. Răspunsul care a satisfăcut. Tarbor râse deodată, râse cu hohote uriașe ca de furtună, care ricoșau cu zgomot din pereți și se stingeau încet. Scutură ușor din cap și spuse. Galaxie mare, așa o să stăm toată noaptea. Dărmăm sperietorii de uite așa una după alta. Ne distrăm, dar nu ajungem nicăieri. Spațiule! Poate că toate planetele sunt a doua fundație. Poate că nu au nicio planetă, sunt doar oameni cheie răspândiți pe toate planetele. Și ce mai contează din moment ce Darrell spune că avem un mijloc perfect de apărare? Darrell zâmbi deloc bine dispus. Apărarea perfectă nu este suficientă, Tarbor. Chiar și echipamentul meu de ecranare mentală este ceva care ne ține pe loc. Nu putem sta mereu cu pumnii strânși privind cu înverșunare după dușmanul necunoscut în toate direcțiile. Trebuie să știm nu numai cum să învingem, dar și cu cine să ne luptăm. Iar dușmanul se află într-o lume anume. Treci la subiect, spuse Antor plictisit. Care este informația ta? Arcadia, spuse Darrel, Mi-a trimis un mesaj și, până nu l-am recepționat, n-am văzut un lucru evident. Probabil că n-a și văzut niciodată. Totuși era un mesaj simplu care spunea Un cerc nu are capete. Înțelegeți? Nu, spuse Antor cu încăpățânare. Și era clar că vorbea și pentru ceilalți. Un cerc nu are capete, repetăm un gânditor. Pe frunte îi apăru răcute. Ei bine, spuse în nerăbdător, pentru mine a fost clar. Care este singurul lucru concret pe care îl știm despre a doua fundație? Ei, Vă spun eu, știm că Harry Seldon a aplasat-o la celălalt capăt al galaxiei. Homer Moon a emis ipoteza că Harry Seldon a mințit în ceea ce privește existența acelei alte fundații. Pe la Santor a emis ipoteza că Seldon a spus adevărul în privința existenței, dar a mințit în privința localizării ei. Dar eu vă spun că Harry Seldon n-a mințit deloc, că a spus adevărul adevărat. Dar care este celălalt capăt? Galaxia este ca un obiect plat de formă lenticulară. O secțiune transversală, în ei este un cerc, iar un cerc nu are capete, așa cum bine și-a dat seama Arcadia. Noi, noi, prima fundație, suntem plasați pe terminus, pe conturul acestui cerc. Prin definiție ne aflăm la un capăt al cercului. Acum să mergem pe conturul acestui cerc și să găsim celălalt capăt. Mergem, mergem, mergem și nu găsim celălalt capăt. Ajungem doar înapoi la punctul de plecare. Și aici vom găsi a doua fundație. Acolo, repetă Antor, adică aici... Da, adică aici, strigă el cu putere. Păi unde ar putea fi în altă parte? Ai spus chiar tu că dacă cei din a doua fundație ar fi protectorului planului Seldon, ar fi imposibil să fie localizați la așa zisul celălalt capăt al galaxiei, unde ar sta izolați în cel mai înalt grad. Ai spus că o distanță de 50 de parseci ar fi mai plauzibilă. Eu îți spun că și așa este prea mare. Că cel mai plauzibil este să nu existe nicio distanță. Și unde ar fi ei în cea mai mare siguranță? Cine i-ar căuta aici? Oh, Iată verificarea vechiului principiu. Lucru cel mai evident naște cele mai puține bănuieli. De ce a fost sărmanul Ebling Miss atât de surprins și de descumpănit atunci când a aflat unde se găsește a doua fundație? Închipuiți-vă! O căuta cu disperare pentru a o avertiza de venirea caterului ca să afle că de fapt caterul capturase deja ambele fundații dintr-o singură lovitură. Și de ce a ieșuat caterul în căutările sale? De ce nu? Dacă cineva caută un dușman greu de învins, e foarte puțin probabil să caute printre dușmanii deja capturați. Așa că vrăjitorii minților, având timp berechet la dispoziție, și-au putut elabora planurile pentru a-l opri pe catâr și au reușit să-l oprească. O, oh, este înfiorător de simplu, pentru că iată-ne pe noi, cu conspirația și cu planurile noastre, crezând că ne păstrăm anonimatul și de fapt ne aflăm permanent în centrul și în inima fortăreței dușmani. Este chiar comic. Scepticismul nu părăsise de tot figura lui Antor. Crezi sincer în teoria asta, doctor Darer? Da, cred sincer atunci oricare dintre vecinii noștri, oricare om de pe stradă pe lângă care trecem, poate fi un supraom din a doua fundație. Cu mintea lui, supraveghind-o pe a ta și simțind pulsul fiecărui gând. Exact. Și ni s-a permis să ne continuăm totuși conspirația fără piedici? Fără piedici? Cine ți-a spus că nu ni s-au pus piedici? Tu, chiar tu ai arătat că mâna a fost lucrat. În primul rând, ce te face să crezi că l-am trimis pe Kelgan din propria noastră inițiativă? Sau că Arcadia ne-a ascultat discuțiile și a plecat cu el din propria ei voință? Ha? Probabil că ni s-au pus piedici tot timpul. Și la urma urmei, pentru ce ar face mai mult decât au făcut? Pentru ei este mult mai bine să ne conducă pe un drum greșit decât să ne oprească. Antor se cufundă în meditație și ieși de acolo cu o expresie nemulțumită. Spuse. Ei bine, atunci mie nu-mi place treaba asta. Ecranul tău mental nu valorează nici măcar cât un gând. Nu putem rămâne mereu în casă și imediat ce vom ieși, vom fi pierduți acum că știm ceea ce știm. Doar dacă nu cumva... Poți construi câte un dispozitiv micuț pentru fiecare locuitor al galaxiei. Dar nu suntem complet neajutorați, Antor. Oamenii ăștia din a doua fundație au un simț special care nu ne lipsește. Este punctul lor tare, dar este și slăbiciunea lor. De exemplu, există o armă de atac care ar putea fi eficientă împotriva unui om normal, văzător și care ar fi inutilă împotriva unui orb? Desigur, spuse Mun cu promptitudine. Lumina în ochi. Exact, spuse Darrell. O lumină puternică și orbitoare. Ei, și unde vrei să ajungi? Întrebă Tarbor. Analogia este clară. Eu am un echipament de ecranare mentală. El creează un câmp electromagnetic care pentru mintea unui om din a doua fundație ar fi ca un fascicol de lumină pentru noi. Dar ecranul mental este caleidoscopic. Se modifică repede și continuu mai repede decât îl poate urmări mintea receptoare. Perfect. Deci imaginați-vă o lumină care clipește genul care dacă ar dura suficient de mult v-ar da dureri de cap. Acum intensificați acea lumină sau acel câmp electromagnetic până când devine orbitoare și durerea va deveni puternică, insuportabilă. Dar numai pentru cei care o pot detecta, nu și pentru ceilalți. Serios? Spuse entuziasmat Antor. L-ai încercat? Asupra cui? Bineînțeles că nu l-am încercat, dar va funcționa. Bine, și unde ai comenzile pentru câmpul care înconjoară locuința? Aș vrea să văd și eu aparatul ăsta. Uite aici. Dar îl băgăm în buzunarul vestei. Era ceva mic care de-abia îi umfla buzunarul. Trecu în mâinile celuilalt micuțul cilindru negru înțesat cu butoane. Antor îl cercetă cu atenție și dădu din numeri. N-am devenit cu nimic mai deștept că m-am uitat la el. Ascultă, Darrel. ce anume nu trebuie să ating? Știi, n-aș vrea să decupleze cranul protector din greșeală. Nici n-ai să poți, spuse Darel cu indiferență. Comanda aceea este blocată. Arătă spre un comutator care nu putea fi mișcat. Și butonul ăsta la ce folosește? Întreba Antor. Ăla variază viteza de modificare a undelor. Uite, ăsta variază intensitatea. La asta mă refeream. Pot să întreba Antor cu degetul pe butonul care regla intensitatea. Ceilalți se dădură aproape. De ce nu? Dădu dar din numeri. Pe noi nu o să ne afecteze. Încet, crispat, Antor învârti butonul. Mai întâi într-o direcție, apoi în cealaltă. Tarbor scâșnea din dinți în timp ce mânc clipe rapid, ca și cum ar fi vrut să-și amplifice simțurile inadaptate pentru a detecta acest impuls care nu-i putea afecta. În cele din urmă, Antor ridică din numeri și aruncă micuța cutie de comandă în poala lui Dar. Bine, presupun că te putem crede pe cuvânt, dar este foarte greu să-ți imaginezi că s-a întâmplat ceva atunci când am rotit butonul. Bineînțeles că nu s-a întâmplat pe la Santor, rostit Darrel zâmbind prefăcut. Cel pe care ți l-am dat era un fals. Uite, vezi, mai am unul. Își desfăcu vesta și puse mâna pe un obiect atârnând de curea, un geam al cilindrului de comandă pe care îl studia Seantor. Uite, vezi, spuse Darrel și dintr-un singur gest învârti butonul de intensitate la maximum. Cu un strigăt neomenesc, pe la Santor se prăbuși la podea. Se răsuci în agonie, se albi cu degetele crispate, se prinse de păr și încercăm în vanță și îl smulgă. Mun ridică repede picioarele pentru a evita contactul cu trupul care se zvârcolea. Ochii săi erau două prăpăstii pline de oroare. Semic și Tarbor, o pereche de statuete din gips, țepene și albe. Dar el posomorât învârti din nou butonul. Antor se răsuci dată sau de două ori fără vlagă și rămase inert. Trăia și respirația îi chinuia trupul. Ridicați-l și așezați-l pe canapea, spuse Darrell, prinzând în mâini capul tânărului. Ajutați-mă! Tarbor îl apucă de picioare, parcă ridica un sac plin cu făină. Apoi, după câteva minute lungi, respirația se calmă, pleoapele lui Antor tremurară și se deschisese. Fața îi era cumplit de galbenă, părul și trupul îi erau pline de transpirație, iar vocea, atunci când vorbi, era spartă și de nerecunoscut. Nu murmură el. Nu, nu mai face asta. Nu știi, nu știi. Oh! Scoase un vaiet prelung și cu tremurător. Nu mai fac, spuse Darrell, dacă ne spui adevărul. Ești membru al celei de-a doua fundații? Dați-mi să beau puțină apă, se rugă Antor. Adu niște apă, Tarbor, spuse Darrell. Vino și cu sticla de whisky. După ce turnă în Antor un pahar de whisky și două de apă, repetă întrebarea. Tânărul păru să se relaxeze. Da, spuse el epuizat. Sunt membru al celei de-a doua fundații. Care, continuă Darrell, se află pe terminus. Aici? Da, da. Ai dreptate în toate privințele, doctore Darrell. Bun, Acum explică-ne tot ceea ce s-a întâmplat în ultima jumătate de an. Spune-ne. Aș vrea să dorm, șopti Antor. Mai târziu, acum vorbește. Un suspin tremurat, apoi cuvintele spuse repede și cu voce slabă. Ceilalți se aplecare deasupra lui pentru a-l putea auzi. Situația devenea periculoasă. Știam că Terminusul și oamenii săi de știință erau interesați de encefalograme și că va veni vremea construirii unor echipamente ca ecranul mental. Iar dușmănia împotriva celei de-a doua fundații era în creștere. Trebuia să oprim tendința fără a ruina planul Seldon. Am, am, încercat să controlăm această mișcare. Am încercat să ne implicăm în ea. Ar fi putut îndepărta bănuielile și eforturile care dețineau țineau pe noi în prim plan. Am aranjat un război cu Kelganul pentru a vă distrage și mai multă atenția. De aceea l-am trimis pe mun pe Kelgan. Presupusa amanta a lui Stetin era de-a noastră. A avut grijă ca Mun să facă mișcările adecvate. Calia este... strigă Mun. Dr. Darrell îi făcusem să tacă. Antor continuă nelund în seamă întreruperea. A venit și Arcadia cu el. Acest lucru nu l-am prevăzut, nu poți prevedea totul și de aceea Calia a îndepărtat-o spre Trantor pentru a evita interferențele. asta e tot, numai că am pierdut. Ai vrut să mă trimiți pe Trantor, nu-i așa? întrebă Darer. Antor în cuvință. Trebuia să te dau la o parte. Triunful care se prefigura în mintea ta era foarte evident. Erai pe cale de a rezolva problemele echipamentului de ecranare mentală. De ce nu mai lucra și pe mine? N-am putut, n-am putut. Aveam ordine. Lucram conform unui plan. Dacă aș fi improvizat, s-ar fi putut duce totul de râpă. Planul prevede doar probabilități, știi, ca și planul Seldon. Vorbea în zvâgniri dureroase și aproape incoerent. Capul îi se răsucea dintr-o parte într-alta ca într-o febră puternică. Am lucrat cu indivizii, nu cu grupuri, probabilități foarte scăzute, am pierdut în plus, dacă te lucram, puteam să inventeze... Dacă te lucram, putea să inventeze altcineva echipamentul, niciun rost, trebuia să controlăm timpul mai subtil planul primului vorbitor, nu știu toate aspectele, numai că n-a mers să se opri. Dar îl, cu putere. Nu poți să adormi acum. Cât sunteți? Ha? Ce spui? O, nu mulți. Ai să fi surprins. 50. Nu e nevoie de mai mulți. Toți aici pe terminus? 5-6 sunt afară. Calia trebuie să dorm. Se scutură deodată cu un efort uriaș și trăsăturile sale căpătară claritate. Era o ultimă încercare de a se justifica pentru a-și îndulci înfrângerea. La sfârșit, aproape că te-am avut. Aș fi decuplat ecranul și aș fi pus mâna pe tine. Vedeam noi atunci cine este stăpânul, dar mi-ai dat niște comenzi false. Mai bănuit tot timpul. În cele din urmă a dormit. Tarbor spuse admirativ. De când îl mănuiești, Darrell? De când a venit aici pentru prima oară, veni calm răspunsul. A spus că a venit din partea lui Clais. Dar eu îl cunoșteam pe Clice și știam în ce condiții ne-am despărțit. Era un fanatic în problema celei de-a doua fundații, iar eu îl părăsisem. Motivele mele erau rezonabile. M-am gândit că cel mai bine și cel mai sigur era să continui lupta pe calea aleasă de mine. Dar n-am putut să-i spun asta lui Clais și nici nu m-ar fi ascultat. Pentru el eram un laș și un trădător, poate chiar un agent din a doua fundație. Era un om neiertător și din acea zi, până aproape de ziua morții sale, n-a vrut să mai aibă de-a face cu mine. Apoi, brusc, în ultimele săptămâni de viață, îmi scrie ca un vechi și bun prieten să iau legătura cu cel mai capabil și mai promițător dintre studenții lui și să-l iau colaborator ca să încep din nou vechile căutări. Era ceva ce nu-i stătea în caracter. Cum ar fi putut face un asemenea lucru? Poate doar dacă era influențat din afară. Și am început să mă întreb dacă singurul motiv nu era cumva să mi se bage pe gât un agent din a doua fundație. Ei bine, chiar așa a și fost. Oftă și închise ochii câteva secunde. Semic interveni ezitant. Și ce o să facem cu ei? Cu tipii ăștia din a doua fundație? Nu știu, spuse el cu amărăciune. Îi putem exila, cred. Pe Zoranel, de exemplu, îi putem duce acolo și putem satura planeta cu ecranul mental. Putem separa sexele sau mai bine îi putem steriliza și în 50 de ani a doua fundație va fi de domeniul trecutului. Sau poate că o moarte rapidă și liniștită ar fi mai blândă. Crezi că putem învăța și noi să ne folosim de simțul ăsta al lor? Întrebă Tarbor. Sau se nască cu el la fel ca și catărul? Nu știu, cred că este creat printr-un lung antrenament, deoarece encefalogramele arată că acest potențial este latent în creierul uman. Dar la ce trebuie acest simț? Pe ei nu i-a ajutat. Se încruntă. Deși nu spusese nimic, gândurile urlau în el. Fusese prea ușor. Prea ușor. Invincibilii din a doua fundație căzuseră ca niște amatori și chestia asta nu-i plăcea. Galaxie. Când poate ști un om dacă este sau nu o marionetă? Cum poate afla un om că nu este o marionetă? Arcadia se întorcea acasă și aceste gânduri dispărură înfiorate, înlocuite de cele pe care în cele din urmă trebuia să le înfrunte. Ea venise acasă de o săptămână, apoi de două, iar el nu putea să scape de aceste gânduri. Cum ar fi putut? Cât timp lipsise, se transformase dintr-un copil într-o tânără femeie, printr-o misterioasă alchimie. Era legătura lui cu viața, legătura lui cu o căsătorie dulce amară care se sfârșise aproape imediat după luna de miere. Apoi, într-o seară târziu, spuse încercând să pară cât mai puțin preocupat. Arcadia, ce te-a făcut să fii sigură că pe terminul se aflau ambele fundații? Fusese la teatru, în cele mai bune locuri, cu vizoare tridimensionale pentru fiecare. Ea avea o roche nouă pentru această ocazie și era foarte fericită. Îl privi fix, preț de un moment, apoi spuse: O, tată, nu știu, mi-a venit pur și simplu. Un strat de gheață se formă în jurul inimii doctorului Darer. Gândește-te spuse el cu un este important. Ce te-a făcut să fii sigură că pe Terminus se aflau o ambele fundații? Ea se încruntă ușor. Ei bine, a fost Lady Calia Știam că ea era din a doua fundație. La fel a spus și Antor. Dar ea era pe Kelgan, insistă Darrell. Ce te-a făcut să fii sigură pe Terminus? De data aceasta, Arcadia așteaptă câteva minute înainte de a răspunde. Ce o făcuse să fie sigură? Ce o făcuse să fie sigură? Avea acea senzație că ceva îi scapă chiar de sub degete. Spuse. Știa multe lucruri, Lady Calia, și probabil că le afla de pe terminus. Nu ți se pare plauzibil, tată? Dar el nu făcu decât să dea din cap în direcție ei. Tată striga ea. Aflasem. Cu cât mă gândeam mai mult, cu atât era mai sigură. Pur și simplu se potrivea. Dar tatăl său avea o privire pierdută. N-are niciun rost, Arcadia. N-are niciun rost. Intuiția este foarte dubioasă atunci când e vorba de a doua fundație, înțelegi, nu? Putea fi intuiție, dar putea fi control. Control? Vrei să spui că m-au lucrat? Oh, nu, 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 nu puteau. Se îndepărtă de el. Dar n-a spus Antor că aveam dreptate? A recunoscut. A recunoscut totul. Și i-ați descoperit pe toți, chiar aici, pe Terminus. nu e așa? nu e așa? Respira s-a cadat. Știu, dar Arcadia, îmi dai voie să-ți fac o analiză encefalografică? I-a din cap cu violență. Nu, nu, mi-e prea frică. De mine, Arcadia? Nu ai de ce să te temi, dar trebuie să știu, înțelegi, nu-i așa? După aceea îl întrerupse o singură dată. Se agăță de brațul lui înainte de cuplarea ultimului contact. Și dacă sunt lucrată, tată, ce ai să faci? N-am să fac nimic, Arcadia. Dacă ești lucrată, vom pleca. Vom pleca pe Trantor, tu și cu mine și nu o să ne mai pese de nimic altceva în galaxia asta. Niciodată în viața lui Darrell, o analiză nu durase atât de mult, nu îl costase atât de mult, iar când se sfârși, Arcadia coborâ împleticindu-se și nu îndrăzni să privească. Apoi îl auzi râzând și se lămuri, sări în sus și se aruncă în brațele deschise. El începu să turuie cu frenezie în timp ce se strângeau unul pe altul în brațe. Casa este sub ecran mental maxim și encefalogramele sunt normale. I-am prins cu adevărat Arcadia și ne putem întoarce la viață. Tată gânguria, acum putem primi medaliile? De unde ai aflat că cerusem amânarea ceremoniei? O depărtă puțin, ținând-o continuare de mâine, apoi râse din nou. Nu contează, tu afli totul. Foarte bine, ai să primești medalia pe podium cu discursuri. Și, tată? Da? De acum încolo poți să-mi spui Arcadi? Dar. Foarte bine, Arcadi. Încetul cu încetul, importanța victoriei se strecura în el umplându-l. Fundația, prima fundație, acum singura fundație, era stăpâna absolută a galaxiei. Nu mai exista nicio barieră între ei și al doilea imperiu, celul final al planului Seldon. Nu trebuiau decât să se îndrepte spre el. Și asta mulțumită!